Vă salut, prieteni! În clipul de astăzi vreau să povestim despre Discord. Ce este Discordul, cum poți să folosești Discordul și ce trebuie să faci pentru a avea un cont pe Discord. În primul rând poți să scrii direct pe Google, exact cum am scris eu aici, Discord, și te va duce direct pe site-ul lor general, de unde poți să descarci versiunea pentru Windows. În mare, cam ce ar trebui să știți despre Discord? Discord este un program pe care poți să-l folosești atât pentru voce, text, link, imagini sau video. După părerea mea, este unul dintre cele mai complexe canale de voce, cu plusuri și minusuri, dar care este absolut gratuit și îl poate folosi toată lumea. Discordul poți să-l folosești atât pe PC, cât și pe telefon, având cam aceleași funcții, probabil că diferența dintre cele două tipuri de folosire a Discordului fiind la calculator vei avea ca și parte de utilizare mouse-ul, iar la telefon vei folosi touchscreen-ul. Bun, și dacă tot vorbim despre Discord, în mare parte eu aș vrea să mă adresez tuturor celor care sunt jucători de World of Tanks și fac parte din academia noastră de World of Tanks. Pentru cei care doriți să vă alăturați Discordului nostru, poți să intri direct în canalul meu de YouTube, la primul clip pe care ți iese în cale aici, ai dat click, te duce în video propriu zis, iar aici, în descriere, la mai multe, scrollând pagina mai în jos, o să ai la contact Discord. Odată ce ai clicuit aici Discordul, o să ți se deschide această pagină unde îți va cere să te loghezi. Ca să-ți faci un cont, e foarte simplu. Trebuie să ai un mail și o parolă. De reținut ar fi că ar trebui să-ți notezi undeva mail-ul și parola pentru a nu le uita. Nu-ți recomand să le salvezi în format PDF în calculator, pentru că atunci când ai șansa să iei un scam sau un keylogger, toate parolele îți vor fi vizibile. Eu recomand să ți-l notezi într-o agendă și să o păstrezi lângă biroul tău. Deci, după ce te-ai logat și ți-ai băgat datele tale personale, te vei duce direct în Discord. Odată ajuns aici în Discord, asta va fi interfața Discordului. O să ai aici la partea de start, apăsând pe sigla Discordului, o să vezi că aici în partea dreaptă îți apare prieteni și aici o să ai lista de prieteni. În caz că nu ai prieteni, aici îți vor fi adăugați toți prietenii pe care îi adaugi. Odată ce ai intrat pe canalul nostru de Discord, o să ai interfața pe care o am și eu aici. Pentru început, ca și persoană nouă, în Discordul nostru o să te întâmpine și o să fii trimis în secțiunea de regulament. Este bine să citești regulamentul pentru a ști exact care sunt limitele Discordului și care sunt cerințele comunității noastre. După ce ai trecut de partea de regulament, o să-ți apară chat-ul. În secțiunea de chat, după cum vedeți, aici puteți să scrieți prin text, să păstrați legătura cu cei de pe Discord, iar mai jos o să aveți canalele de voce. Tot ce apare cu difuzor în fața numelui va fi canal de voce. Aici pe canale de voce poți să vorbești în timp real cu persoanele care sunt pe Discord. Tot în secțiunea Discordului, în secțiunea de text, avem și secțiunea de poze. Aici unde puteți să împărtășiți cu colegii voștri poze din gaming. În continuare avem secțiunea de meme, unde poți să pui tot felul de gifturi și de clipuri amuzante, să le împărtășești cu cei de pe Discord. Următoarea secțiune de pe Discordul nostru este linkul Discordului, un link care nu expiră și poți să-l dai și tu mai departe prietenilor tăi. Tot aici, în secțiunea de link, poți să vezi câte persoane sunt pe Discord. În cazul nostru, suntem 224 de membri. Următoarea opțiune de text este un bot care se afișează toate jocurile gratis pe care le vei găsi pe Epic Games. Mai jos aveți un post de radio pe care puteți să-l ascultați pentru a nu vă plictisi. O altă secțiune importantă este secțiunea de anunțuri. Aici de obicei vom pune toate anunțurile pe care le vom face pentru comunitatea noastră, toate proiectele pe care le avem în desfășurare și toate evenimentele în curs de desfășurare. La secțiunea YouTube veți primi notificare de fiecare dată când voi fi live pe YouTube. Cea mai importantă secțiune a Discordului nostru este secțiunea de tutoriale. Aici vei avea posibilitatea să vezi toate tutorialele pe care eu le-am creat pe YouTube cu referire la World of Tanks, de la setări de joc până la tutoriale despre strategie de joc și așa mai departe. Tot aici, în această secțiune, vei găsi și acest clip referitor la Discord. Cea mai importantă secțiune după ce ai intrat pe Discord este să te duci aici jos la rotița de setări utilizator, iar de aici din lista de setări să te duci la voce și video. Aici îți recomand la dispozitivul de intrare să-ți selectezi microfonul pe care l-ai, iar la dispozitivul de ieșire să selectezi dacă ai căști sau sistem audio. Este foarte important aici să-ți faci un test de verificare pentru a vedea cum te auzi. Totodată ai și versiunea de push to talk, adică apasă pentru a vorbi. Aici, în acest scanner, poți să selectezi orice tastă din tastatura ta, iar prin simpla apăsarea tastei vei fi auzit atunci când vorbești pe Discord. În momentul când tasta nu este apăsată, nu ești auzit pe Discord.
Tot aici ai posibilitatea să jonglezi cu volumul de la soundboard. Orice modificare vei aduce aici, în panoul de control, nu uita să dai save înainte de a ieși pentru ca setările să se activeze. Așadar, asta este prima regulă, beginner, pentru a folosi Discord-ul. Dacă clipul ți-a fost de folos, te așteptăm și pe tine pe Discord pentru a te alătura și tu proiectului TACAM România. Eu am fost Cristi Cagula, toate cele bune!